Bună ziua, fraților! Suntem pe data de 11 februarie 2024, am ajuns. Albinuța la noi a ieșit la curățării. Dacă îți facă Valentin acolo, uitați-vă, este albină cu polen, aduc de la alun. Acum e primul polen de la alun. Și de la ghiocei în pădure. Astăzi a zburat albina cel mai bine din anul ăsta. Cel mai bine, la mine așa. Că zilele astea parcă era cald, dar totul nu era noura. Ce vreau să vă aduc la cunoștință, de părere de rău, eu am anunțat că o să-mi ducem pe joi la câini pe mine pe 15 februarie, dar să amână plecarea dată. De s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sergiu a avut un mic incident și nu poate să mai organizeze transportul la câmpina la târg. De aceea vă anunț care și cum puteți, vă duceți care doriți. Dar vreau să vă aduc la cunoștință că la târgul de la Iași o să aibă loc pe 16 martie. Cam de obicei aceiași vânzători care sunt la câmpina și la Iași vin. Așa că nu vă faceți iluzii că nu o să aveți de unde să vă procurați un fag sau o fagul artificial sau o instrument apicol, că o să fie la câmpina, la Iași, organizat transport de domnul Agafiță. Sperăm că până atunci se va face bine și o să organizeze transportul dat, adică autocarul dat. Care puteți acum la câmpina să vă duceți, organizați-vă singur, că care și cum pot, că eu nu plec. Au apărut niște probleme și la mine. Am rămas în urmă cu lucrările, trebuie să-mi fac turta proteică și eu am de făcut, cum știți, foarte multă turtă proteică, trebuie să-mi fac în jur de 2 tone ca să intervin pe tot anul la albin. Adică să pun acum în primăvară și apoi în vară la roiuri și în toamnă la fel. De aceea nu o să plec, fiindcă sunt multe nuanțe care trebuie să le facem la timp acum. Dacă să trecem la ale noastre, la apiculturii, nu vă uitați că astăzi albinile zboară așa bine, aduc puțin polen și de să facem metoda Blinov, să strâmtorăm cuiburile. Categoric nu se poate acum. Lăsați albinile să ierneze. La zona noastră, zona Strășeni, aici, Negrești, cum mă aflu eu, și în partea din nord a țării, nu vă grăbiți cu chestiunea dată, deoarece peste câteva zile, pe data de, după data de astăzi suntem 11, undeva pe 15-16 februarie, 14 chiar, o să fie minus și ziua și noaptea. Adică pe vineri, sâmbătă, duminică încolo se face minus și nu se știe cât frig o să fie. Și de voi, dacă o să puniți șuberi la stupidați, o să înceapă ponta. Zice, pe ponta trebuie apă, albinul o să iasă afară și o să înghețe. Vă dați seama că nu o să puteți face o pontă calitativă și un puiet calitativ. De aceea noi nu facem absolut nicio lucrare la albin. Eu ce pot să vă sfătui pe voi, care sunteți în sudul României, zona Focșani, zona Vaslui, la noi în Moldova, Cahul, Cantimir, acolo deja puteți să interveniți cu turta proteică și energetică, cu o pungă de miere, fără probleme, că e acolo mai devreme anul, cu o săptămână, undeva 10-12 zile. Eu cred că la noi o să intervenim după data de 22-25 februarie, depinde cum o să evalueze temperaturile la noi. Acum e un ciclon cald și albinii trebuie să iasă așa, dar vă asigur că nu trebuie de forțat albinele să uzăm albina. Ea s-a curățit, dacă se uitați așa pe stupi, este curat. Nu avem experimente absolut nimic, fiindcă albina la noi a iernat pe miere și pe sirop invertit care l-am dat în toamnă. Și albina nu a fost încărcat tare. Ia să vedem noi la așa o familie, cum arată e la noi un sinivir. Așa, ia să uităm așa. Ia uitați, albina stă. Ea iernează. Hrana este suficientă. Așa că nu trebuie să vă
vă apucați să faceți minuni la albini, da? Ia să vedem aici hrană este. Așa. Ia uitați-mă ce face el. S-au extins. Ia uitați, ia de ăsta în partea asta, în partea asta. Se vadă. Ia uitați la albina, am pus o ramă asta după diafragmă. Și cum albina vine și care nectar de aici, rame, miere și se duc în cuib, da? Asta sunt stupii puretan. Albina circulă, dar fiți sigur, eu m-am uitat în stupul dat. Cum m-am uitat? M-am uitat așa pe deasupra, în cuib, nu m-am uitat, eu nu mă uit la familie pe timpul dat. Numai când încep face cuibul, atunci mă uit, este regină, dar acum nu mă uit la familie, că n-are efectiv rostul să mă bag la ei. El acum organizează tot clubul, mai aduce miere de pe mărgi, îți face cuibul, este că el simte ce va fi timp câteva săptămâni. Chiar și pomii stau nedesfăcuți, nici nu începe, nici vorbă. Încă gerul să fie. Așa că iarna n-am mâncat o lupă, mai este iarna. Ce vă mai spun? Totodată primesc comenzile la regine, care doresc poftim. Prețurile până la Salcân am știți că la Papă 15 euro și la Roman 13 euro. Ca să, așa sunt prețurile de producători, nu de mine. Ce să vă mai spun? Familii de albini vând cu 2500 familia, adică când o să fie la pomul pe fieri, o să fie 7 rame de puiet, o ramă cu miere și una cu păstură. 9 rame total, că la mine ramele sunt, ca să înțelegeți că aici nu încap 10 la mine în stupidați, că rama e de 3 mm, 30 de mm, nu e de 25, ca asta, vedeți? Dar 30 de obicei toate și mai mult nu încap aici. Aș vrea să pun, dar nu încap. Așa. Roii care la comandă, anticipat, cu arvonă, după Salcân. 5 rame, dintre care 4, 3 rame cu puiet, dacă puietul pus cu regină din anul ăsta, 2024, adică nu scoase de mine, tot procurată din Ucraina, nu procur eu, nu fac eu, cât mai ușor la noi. Așa este că o să fie în jur de 1500 de lei moldovinești, nu roni, dar lei moldovinești. Așa că faceți comenzi din timp, ca pe urmă să nu veniți ultima zi, păi eu vreau. Păi fii sănătos, deci vrei multe, dar trebuie din timp tot să faci. Așa. Ia uitați-vă cum albinuțul le aduc aici polen. Ia uitați, hai să filmăm. Asta e o regină Sinevira. Uitați-vă cum lucrează el. Afară e 18 grade de căldură la noi astăzi a fost. Dar pădurea se află la vreo 3 km din noi. Și uite cum unii spuneau că albina se duce la 1,5 km primăvara. Nu-i corect, oameni buni, se duce și la 3 km. Eu am verificat. L-a pus la mașină kilometrajul și am mers și am văzut că 3 km. Așa că care zice că 1,5 km, nu credeți. Se duce și la 3 km. Dacă e cald afară, se duce. Așa. Ia să vedem ce face roiul ăsta nostru. Ia uitați-vă cum s-a făcut el. Dacă uitați-vă cum e familia dată, numai că ele ușa o să fie 6-7 rame cu puiet, una cu păstură și una cu hrană o să fie. Așa, preț 2500 familia o să fie la înfloritul cireșului și vișinului. Domnul Valentin știe ce familie am eu, da, Valentin? Super familie. Familie din nota 10, da? Sunt plecat din Bronic, știrăie. Tărâi miere, da? Da. Nu mai căldări, îți pui miere la Salcâm, da? Ia să vedem ce mai fac. Ia uitați ce familie. Avem aici, ia uitați. S-a dus. Acum să pun eu. Se vadă. Ia uitați mai bine acum, stă. 2, 4, 6, 7 rame, dar compact cu albină, da? Da. Îl întind și eu, văd. Uite, e albina tânără, cred că se ies afară. Îi trebojim. Vezi, încapătă, un capăt cu albină. Nu mai încape. Așa-i viorea. Ăsta, Valentin și-o viorea. Evident. Ce face ăsta?
Ăsta. Ia ușa, ăsta e tot așa. Ia uite. Da, uite, e prins și ăsta cu albine. Din capăt în capăt. Ia uite. Uite, fratele albin. Sănătoase și puternice, da? Ia să vedem poate ce mai fac familia la. Ia să vedem o familie de la domnul Roma. Ia să vedem ce face el. Ia uitați-vă ăsta. Ia uitați-vă ce face el. E albina stă după diafragmă, vedeți? Oh. Cât albine, nu-mi cape. 2, 4, 6, 7 rame încărcate full. Cu albine. Este albine și hrană e suficient. La cei care albina a ajuns în capăt și n-au hrană, puteți să puneți o pungă cu miere, nu o să fie probleme, o să consumi, nu trebuie să cheltuiți banii pe turte energetice, și deja puteți să puneți o pungă cu miere care probleme. Cu proteina mai așteptat. Dar în sudul României deja puteți să interveniți deja și pungă la, cu sirop 1 la 1 fără probleme și turta proteică, fără probleme. Zona Transilvaniei, zona Moldovei, la noi, la nord, nu trebuie să puneți, e de vreme. Mai așteptăm încă 10-12 zile. După data de 20 o să începem lucrările. Ia uitați-vă ce se face aici. Așa e, Valentin? Da, super. Ia uitați-vă cum stă albina după diafragmă, vedeți? Ia uite ce familie avem noi aici, anul ăsta. Dacă am lucrat anul trecut cu proteină, ce fac albinele? Ia dă să-i arătăm cu unii de șapte, n-am curcat, ia dă să-i arătăm. Ia curcat. Ia curcat, nu-i, ia dă-i arătăm așa. Vedeți? Ăla e. Ia gălăgii, și găinile și curcane, așa? Frumoșii, da? Nu vă la noi, dar mie să... Vine frigul, soarele cade, așa că, fraților, care mai doriți familii, anticipat mă telefonați, comandați și vă oferim ce mai bun. Care doriți să păstrați albina, să nu muncească acum, mai bine mai așteptați încă săptămână, zona noastră. Care mor de foame, dați-i hrană. Dar noi o să mai așteptăm, hrană avem, albina e frumoasă, e bună. Și ne vedem la târg, la sigur 100% la Iași, atunci o să vin atunci la Câmpina, nu mai vin că s-au schimbat chestiunile. Dar la Iași o să fiu. Dacă o să avem sănătate, bineînțeles. N-o să avem sănătate, nici acolo n-avem. Vă las mai bine, vă ținem la curent cu toate.